Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador. Boala artrozică este o afecțiune degenerativă a cartilajului articular. Ea e diagnosticată la 50% dintre persoanele de peste 65 de ani. Boala artrozică poate apărea la nivelul oricărei articulații, în special la nivelul șoldului, genunchiului sau a umărului, unde are denumire specifică de coxartroză, gonartroză sau omartroză. Principalele simptome sunt durerea, redoarea articulară cu scăderea mobilității articulare și scăderea perimetrului de mers însoțit de inflamația articulației. Diagnosticul acestei afecțiuni se face pe baza unui examen clinic efectuat de către medicul ortoped și de radiografiile articulațiilor despre care discutăm. Tratamentul simptomatic se adresează pacienților cu stadii incipiente de boală artrozică și constă în kinetoterapie, fizioterapie, scăderea greutății, utilizarea unor dispozitive de sprijin la mers de tip cârje sau cadru metalic și tratament medicamentos cu medicamente antiinflamatorii nesteroidiene sau infiltrații cu substanță viscoelastică pentru a lubrifia suprafețele articulare care nu mai au calitățile inițiale. Din punct de vedere al tratamentului chirurgical, trebuie să răspundem la trei întrebări. Când, unde și cu ce fel de proteză? Când? Atunci când tratamentul simptomatic nu mai dă rezultate, când pacienții acuză dureri și limitarea mobilității, ceea ce face ca activitățile zilnice să nu mai poate fi efectuate. Unde? Ideal este într-un centru specializat, cu chirurgi specializați în acest tip de intervenții de protezare articulară, cu secție de terapie intensivă specializată și cu o secție de recuperare medicală care să permită recuperarea precoce a acestor pacienți. Ce tip de proteză? Există două tipuri de proteze din punct de vedere al fixării, respectiv proteze cimentate și proteze necimentate, și mai multe tipuri de cupluri de fricțiune a protezei articulare. Rezultatele tratamentului chirurgical sunt foarte bune. Pacienții fiind mobilizați precoce, beneficiind de scăderea durerilor, creșterea mobilității, creșterea perimetrului de mers și independența pe care o capătă postoperator. Factorii de risc ai bolii artrozice sunt traumele articulare, supra-solicitările articulare în cazul foștilor sportivi de performanță, vârsta și obezitatea. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador.